După obținerea finanțării europene în noiembrie 2023, procedura de achiziție publică de lucrări pentru drumul județean 676 a fost în sfârșit publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Drumul județean 676 este cel mai lung drum județean din Vâlcea, are circa 78 de kilometri. Achiziția de lucrări va fi postată în SEAP în scurt timp, iar termenul de depunere a ofertelor de către operatorii economici este 10 mai 2024. Știți că vă povesteam de cel mai lung drum din județul Vâlcea. Are aproape 80 de kilometri, drumul județean 676, cel care pleacă de la Cerna, Vaideni și merge până la Irimești, în Bălcești. Oameni buni, l-am scos la licitație. Și anunțul de licitație este publicat inclusiv în acest jurnal oficial al Uniunii Europene. Suntem așadar cu un drum pe fonduri europene într-o licitație care va fi supravegheată direct de Uniunea Europeană. Până pe 10 mai, important, până pe 10 mai se depun ofertele din partea constructorilor care vor să facă acest drum care are o valoare foarte mare, 64 de milioane de euro, cel mai lung drum din județ. Și până pe 10 mai să dea Dumnezeu să vină numai firme serioase care să depună oferte. Este o procedură și sub supravegherea Agenției Naționale a Achizițiilor Publice, ANAP, și licitația se desfășoară și sub supravegherea ANAP. Așadar, haideți cu documente și cu angajamente, cei care sunteți interesați, să aveți în portofoliu o lucrare absolut colosală, o lucrare de referință. Drumul județean 676 din Cerna Vaideni până la Irimești, scos la licitație. Foarte important să știți că scoatem la licitație lucrările, nu și proiectarea, pentru că avem PT, avem proiect tehnic. Licitația este pentru lucrări, adică am câștigat foarte mult timp. Proiectul colosal are o valoare de aproximativ 64 de milioane de euro.